Vă salut, revin cu un filmuleț de astăzi, 17 mai, să vedem partea stângă, miercuri, 17 mai. Avem aici cântarele, amândouă. Deci cântarul Bitech, primul care îl vedeți acolo, este de la Rapiță, minus 300 de grame, acolo la ora 2. Deci s-a terminat culesul la Rapiță. Și mai jos vedeți cântar nou. L-am dus deja la Salcâm 1. Și la fel și acolo minus 200 de grame. Așa. Bitecul mai mi-a dat acum la cântar 2 minus 800 de grame. La azi, da? Vedeți acolo unde zice azi, minus 800 de grame. Deci în momentul de față Rapița a picat culesul, fiindcă e cald afară, avem ea 22 de grade. Deci a picat culesul la Rapiță și la Salcâm este tot pe minus. Așa. Și aici, de la Bobucea mi-a venit așa. Bun, mai departe. Camera video. Deci totul este monitorizat, după cum vedeți. Deci eu am dus un stup de control la Salcâm 1. Înainte duceam pe la Moldoveni, care aparține de Dridu, dar acolo n-am mai dus stup pe acolo, mă rog. Așa. Avem aici un suport, o capcană pentru roi, care se vede că este goală, deci nu a roit nimic. Așa. Hai să vedem mai departe ce avem. Nu prea e semnal aici în zona unde sunt eu. Hai, da, conectează-te. Rotim camera. Să vedem că avem două capcane pentru roi. Sunt puse de câteva zile. Uitați aici capcana. Încă nu avem niciun roi acolo. S-ar putea să-mi roiască două, trei familii care mi-a eclozat niște regine acolo în cat și nu le-am găsit. Asta e. Deci capcana de roi este aici. Are și atractant acolo special pentru roi. Am și o cutie aici jos, dacă vrea să intre direct în ea. Ce mai vedem pe cameră? Apă mai are, jumate butoiul, zborul, cam așa. Dar abia mai zboară 3 albine și ați văzut înainte ce zbor aveam. Deci s-a terminat culesul de Rapiță. Bun, cam așa funcționează toată aparatura mea aici. Deci și cu camera și cu două cântare cu SMS. Și în felul ăsta pot să văd unde merge culesul. Deci n-are rost să mai duc stupii la Salcâm 1, pentru că ați văzut, a fost cam frig, floarea e cam degerată și așa. Și zic, bă, dacă bagă ceva, o să văd la cântarul ăla care l-am dus de control și duc stupii acolo. Dacă nu bagă, n-are rost, îi aduc la mine acasă, la Salcâm 2 și asta. Bun, cam asta am vrut să vă arăt. Și cine aleargă, găsește. Am băgat kilometri grei și în final am găsit Salcâm înflorit. În data de 17 mai. Da? Cine aleargă, găsește. Și uite ce găsește aici. Ia, voi vedeți acolo? Uite. O albină săracă care a ce pe bordul mașinii, ea bagă aici botul. Ce faci, mamă, acolo? Unde ești? Uite. O avea nectar, dacă albinuța asta băga botocul. Ce faci, mama, acolo? E medicic acolo? Hă? Ia uite. Ați văzut-o că era cu capul în floare? Ce înseamnă asta? Că e nectar acolo, nu? Ia uite. Ea se simte bine, e fericită. Uite. Ați mai văzut, mă, așa ceva? În mașină sunt, mă, uite. În mașină și ia uite. I-am deschis și-o floarea, că săraca nu putea să bage acolo capul. Haide, mamă, haide. Așa. Ha. Dulce, mamă, e bun. Ați mai văzut faze de astea? Asta intră la faze tari. Ia uite, mă, săracă, ce caută. Deci ea n-are treabă să ducă la geam să iasă din mașină. Uite, ia caută în floare acolo. Uite. Ia uite. Mamă, că te ajută. Ea nu poate să bage acolo și-a bot. Uite, hai.
bagă capul mama acolo. Adică îți deschide o floare așa, uite, uite, uite. O frumusețe, ia uitați-vă aici. Uite omul sărac. Ea n-are treabă că e în mașină, că nu, pe aia mă interesează să ia de acolo ceva dulce. Ia zi, mamă, e dulce, mamă, e bun? Hai, următoarea floare. Ia uite, uite, și-o deschide ea cu capul, ia uite, uite, uite cât muncește ea. Frumușico! Păi, mă credeți sau nu mă credeți? Sunt în mașină, uite, și albinuța e acolo. Deci ea n-are treabă să ducă la geam, să iasă din mașină, nu? Ea vrea să-și umple gușa, mă, de miere, uite. Uite așa, ăsta e testul că floarea dă nectar. Ăsta e testul, uite, îl vedeți? Hai, dacă nici pentru asta nu dați like, ce să mai vă arăt, că nu mai am ce. Deci eu acum vin direct de la pădure, am dus acolo stupul de control și mă întorc spre casă. Am băgat kilometri grei, cheltuială. Am făcut eu un filmuleț și vă arăt de când am luat stupul până l-am dus la pădure. Cam atât. Astăzi, 17 mai 2023.